seconda etapă a campionatului internațional al câinilor ciobănești românești, ediția 2010, desfășurată la Ilișești, au participat 80 de câini din rasele Mioritic și Carpatin. Jurizarea a fost asigurată de doi arbitri români cu experiență în ceea ce privește concursurile internaționale de profil. Concursul de frumusețe canină s-a desfășurat pe categorii de vârstă și rasă, probele fiind cele standard, privind caracteristicile generale, printre care înălțimea și mușcătura. Adunați în jurul ringurilor de concurs, zeci de spectatori au urmărit cu atenție spectacolul oferit de câinii înscriși în concurs. Păi îmi plac căței pentru că sunt drăguți și sunt foarte buni prieteni cu oamenii. Cortici, dar mai fost și la alte concursuri cu respectiv la femeie. Da, l-am cumpărat acum un an și jumătate de la Gura Humorului, de la crescător, la o expoziție de câini, pentru băiețelul nostru, pentru că era atunci mititel. Acum a crescut, mănâncă orice. Suntem iubitori de ciobănești românești, de câinii ăștia. Câini care iubesc foarte mult stăpânii. Și câini foarte buni de pază a turmelor de oi, a cărșavajilor, a locuințelor. Sunt foarte buni câini de pază și atașați de stăpâni. Nu lasă stăpânul, îl apără, oriunde ar fi. Sunt frumoși, sunt foarte mulți adunați, deci se vede că tradiția din Bucovina și iubitorii de câini carpatini sunt foarte mulți în zona noastră, foarte multă lume, foarte frumos organizat, într-un peisaj deosebit. Crescătorii s-au prezentat la concurs cu câini campioni, dar și cu cei mai frumoși căței din Canisă, pentru care așteptările au fost mari. Astăzi are loc etapa campionatului internațional al ciobăneștilor românești, o tradiție veche de aproximativ 12 ani în România. În cadrul acestui concurs de frumusețe și selecție se vor acorda calificative pentru frumusețe și dreptul de reproducție în baza verificărilor pe care le vor suporta fiecare animal în parte. Sunt esențiale aceste arbitraje pentru că în urma lor se stabilesc câștigătorii și de asemenea ierarhia reproducătorilor. Aceste animale care vor obține dreptul de reproducție vor asigura reproducerea rasei în cele mai bune condiții. În final, ocupanții primelor trei locuri, atât la categoria ciobănesc mioritic cât și la ciobănesc carpatin, au plecat acasă cu titluri de excelență, diplome, cupe, dar și cu hrană pentru adevărații campioni canini. Concursul de la Ilișești a fost organizat de Clubul Național de Câini Ciobănești Românești și Centrul Cultural Petre Țuțea.